Recoltează cele mai proaspete oferte de pe G2A. Mai multe detalii în descriere. Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod de Farming Simulator 17. Dragii mei, cred că suntem în ziua 2. Zic bine? Da. Luni și astăzi. Deci astăzi e marți. Suntem la sfârșitul celei de-a doua zile pe această hartă minunată numită Pine Cove. Eu acum am făcut un pic de live pe YouTube. Am decis până la urmă să nu păstrăm live-ul ăla pentru că, nu știu, mi se pare super, super dubios să-l las pe YouTube un videoclip de genul, de tipul live. Este un pic dubios în față de cum v-am obișnuit eu pe voi cu toate videoclipurile astea ale mele. Și așa că o să facem o mică paranteză cu acest videoclip. Nu știu cum să vă explic. Ne-am apucat pe live să căutăm pepite. Ok, am găsit destul de multe pepite, destul de multe pepite, 50 ceva sau 60 ceva, am căutat destul de mult, da? Nu este o problemă, dar mi-e ciudă că nu am apucat să înregistrez măcar primele 10 pepite. Așa că nenea Skyle vostru, care este el disperat cu backup-urile, a decis ca aceste prime 10 pepite să le mai căutăm încă o dată împreună cu voi și după aia să caut eu restul până la 98-99. Și ultimele două să le luăm împreună ca să vedem exact bănuții. Din câte ne aducem noi aminte, pe Goldcrest Valley, aici mi se pare că e o pipită, asta e super bine ascunsă, deci uitați-vă și voi că nu o vedeți. Pe Goldcrest Valley, dacă ne aducem noi aminte, știm că la 100 de pepite găsite, ne dă 1.000.000 de euro. Deci o să vedem. A doua pepită, a treia de fapt, ok. Știm că, cred că chiar în primul videoclip, această hartă, mai găsim noi 2-3 pepite, dar eu, datorită faptului că primul videoclip a fost mai degrabă cumva de prezentarea hărții, am zis să, din episodul 2, să fac fresh harta de la zero, da, de dimineață, așa că ce pepite am găsit noi în primul videoclip, de fapt nu le-am găsit. Bun, nu mai știu pe unde mai erau pe aici. Uite ce detalii mici și interesante. Hai să vedem dacă le mai găsim, dacă mai găsim pe undeva. Știu sigur că era una în șură. Nu, nici să-mi aduc aminte dacă mai era vreuna pe lângă Văcuțe. Parcă să zic că nu era niciuna pe lângă Văcuțe. Cred că era una pe casă la un moment dat. Da, e una pe casă asta, parcă mi-aduc aminte. Așa, hai să intrăm aici în șură. Pot să mă teleportez la șură? Cred că ar fi bine să profităm și noi un picuț de tot de... Un sales. Aici vreau să mă teleportez, pot? Te rog, plus... Așa, aici. Vedeți cât de ascunsă era asta, ia uite-o. Ok, dar asta nu-i șura. Unde-i șura? Partea e șura. Așa, acolo. E ascunsă una după niște baloturi de paie. Am văzut foarte tare când mai avem câte un abonat nou. Care îmi zice, Sky? Ba nu e asta șura, dar uite încă o pepită aici, 5 pepite. Vezi că nu e baloturi, e baloți. Stau să mă gândesc să-i spun, să nu-i spun iar întreaga polologie. No, lasă, hai să-l lăsăm așa, să se chinuie. Ok, încă 3 ouă de acolo. Așa, mai e una ascunsă pe aici, pe undeva. Cred că ar fi cazul să aprindem noi becul. Uite-o! Este 6 și un pic după amiază, așa că cred că merită să aprindem beculețul, nu? Ia să vedem, reușim să urcăm aici pe acoperiș de... Ei! Bravo! Uite-o! Ok, 7 din 100. Încerc să mai aduc aminte. Sigur mai e una pe aici, dar nu mai știu pe unde. Unde? Hai să mergem la BGA. Aici, pentru că aici știu sigur că sunt câteva. Așa, unul mi se pare că e aici. Încerc să-mi aduc aminte din cele 50 ceva pe care le-am găsit pe live cu lumea. 8. Încerc să-mi aduc aminte câteva dintre ele. Deja cred că a zis după a 9. Aici e? Nu mai e. Cum urcam? A 9. Mai e vreuna că nu mai știu pe vârfurile astea. Unde mai erai, domnule? Unde mai erai tu, tinere padawan? Sări. Nu cred că mai e aici, dar cred că e în partea cealaltă la biodiesel. Hai să vedem. B-rail. Nu, biodiesel. În partea asta aici. Așa.
Și asta o să fie a 10-a, nu? Mama, ide tu se... Băi, nu o să mă lase, mă. Nu mă lasă, nu mă lasă. O să mor. Uite-o. Ta-na-na-na. Am găsit 10 pepite de aur. Da? Și acum dacă ne uităm noi pe hartă, nu știu dacă și pe harta mare mi le arată. Da, mi le arată și pe harta mare. Vedem că s-au umplut de toate cerculețele astea. Și toate cele. Bun, deci cum ziceam, revenim când ajungem aproape de 100. Ia uite ce a găsit Nenasca aici. Un mic easter egg. Am găsit unul și pe Golcșezu Valley. Mamă, dar asta e băgat dubios rău de tot așa într-o văgăună. Și era aici fix în față, era o pipită. Hai să-i facem un print screen în calar tata. Ta-na-na-na. Mamă, dar... Le găsesc și eu Feral Navy pe timp de noapte. Nu cred că se pupă prea bine, nu? Dude, deci mi-e ciudă că sunt atât de târziu seara. Că nu o să se vadă atât de bine toată treaba asta. Uitați-vă și voi... Ador când văd easter egg-uri de genul ăsta. Foarte 72 din 100. Băi, cât de fain poate să fie. N-am nici nu știu cum puii mei să fac... Ah. Ih. Ih. Ciudă. Wow, deci, ok. Până acum, serios, nu au fost atât de interesante... atât de interesantă căutarea asta de pepite. Da, deja devine din ce în ce mai interesant. Cum s-o fi gândit el, mă, să o pună fix aici, în vârful? Deci, vedem unde suntem pe hartă, da? Suntem în colțul din stânga sus de tot. Uitați-vă și voi unde suntem aici. Doamne Dumnezeule, ești nebun. Eu sunt curios dacă ești uituc și tai în copacul ăsta mai întâi. Ce faci? Rămâne pipita aia în aer? De curiositate, poți să tai copacul ăsta? Da, mă, fii atent că poți să dai copacul. Dude, nu cred că e regulă. Serios, nu cred că e regulă ce se întâmplă aici. Ei, dați-vă și voi unde e o pepită aici. Deci este fix pe magazin. Suntem la magazin, da? Vedem că suntem în stânga jos pe hartă. Și avem o pepită fix pe cel mai înalt. Cum am ajuns aici? Hai să vă arăt în sens invers, da? Deci am urcat pe acolo. Cât aici. Ca să ajung aici, m-am folosit de chestia asta. De aici, hai. Nu știu dacă o să mai reușesc să mai fac o dată. Da, ceva de genul ăsta. Și... așa în laterală, că în față dacă sar nu mă lasă, mă blochez. Deci trebuie să un pic așa în laterală, da? Dragii mei, am revenit. Pentru voi a trecut o secundă, pentru mine a trecut o zi și jumătate. Aproximativ. Aoleu, stai că deja fac prostii. Pac, pac, pac. Este 4 dimineața, o să răsară cât de curând soarele. Stau să mă gândesc. Stai puțin înainte tot. Da, așa. S-au întâmplat multe chestii, s-au întâmplat extraordinar de multe chestii și trebuie să luăm încet, trebuie să iau încet să vă explic. Tusea asta nu mă lasă absolut deloc. M-am dus și mi-am luat niște dropsuri să vedem dacă mă ajută cu ceva, să mai mângă și pe mine pe gât, să nu mai mă gâdile să-mi provoace tuse. Așa. De unde să apucăm? Am trecut înapoi la versiunea 1.3.1 de Farming Simulator. De ce am făcut chestia asta? Pentru că vă spuneam eu în episoadele trecute, sau în episodul ăsta, nu mai știu, vă spuneam eu la un moment dat că odată cu trecerea la 1.4.2, harta asta Pinecove Farm, s-au stricat niște chestii pe hartă, da? Și ce ne interesează pe noi în mod deosebit, s-au stricat toate micile fabrici de acolo, de la lemne, din curtea aia cu... unde am dus noi buștenii, da? Deci nu se mai fac scânduri, nu se mai fac butoaie, nu se mai fac mese. Ceea ce e nasul, că am muncit totuși pentru treaba asta și e aiurea ce se întâmplă acolo. Așa că acum suntem înapoi pe Farming Simulator 1.3.1, 2 la mână. Aici, odată cu trecerea asta, eu ca să înțelegeți, am mai... încercat să mai înregistrez odată partea asta. Ne-a crescut cultura asta, ce e oat sau ce Dumnezeul lui este, dar cred că s-a stricat ceva în momentul în care am schimbat versiunea de Farming Simulator. Am eu așa o vagă impresie cum că s-a stricat ceva și de ce zic lucrul ăsta? Dude, te bagi? Așa, cultivatorul ăsta l-aveam, nu l-am cumpărat, l-aveam direct. S-a stricat ceva pentru că în momentul în care crește cultura asta, la maxim, nu mai pot să o recoltez.
dar nu mai pot să o iau de aici. Am testat, am încercat tot felul de combinații. Vedem că, deci ăsta e oat, da? Am testat să văd dacă pot să, deci am cumpărat terenul de test, caine. Am cumpărat terenul 10. Și m-am dus acolo și da, terenul 10 pot să îl recoltez. Dar ăsta al meu de aici nu pot să recoltez. Nu știu de ce, nu știu ce se întâmplă, nu am nici cea mai vagă idee. Cum spuneam, cred că din cauza faptului că am trecut înapoi la o versiune mai veche, am stricat ceva. Așa că terenul 5, deși mă rupe, mi se rupe sufletul, trebuie să îl punem cu altceva, punem cu o cultură ceva vanila, nu știu, n-am idee, până mai vedem. Așa. Una la mână. Doi la mână, observăm că avem 835.000 de euro. Am stat ca prostul și am muncit pentru toată floarea cea vestită a întregului apus. Aici, din câte știu eu, am băgat niște cartofi. Așa, deci am avut grijă să pun cartofi pentru că vedem că cu nenea asta ne înțelegem super, super bine. Deci îl avem la maxim. Deci terenul ăsta deja putem să-l cumpărăm. Dar nu vreau încă să-l cumpăr pentru că mai merge o rundă de fertilizare aici. Da? Și vreau să îl aștept să crească un picuț ca să nu trebuiască să dau eu banii pe fertilizator. Așa, cu nenea asta, iarăși ne înțelegem super, super bine. Asta putem să-l cumpărăm acum direct. E fertilizat la maxim, numai că are pe el... Ce ai mă pe tine, că nici nu știu. E asta, mă. Gru, deci nu e o cultură prea interesantă, dar putem să-l cumpărăm că e deja făcut și nu mai, chiar nu mai am chef să mai stau după el. Așa, deci 15 și 16 sunt la maxim, ne înțelegem super bine cu oamenii. 14 pe de altă parte, nenea asta, ar mai merge, ar mai merge un picuț, să-i mai scadă un picuț din preț, deci mai putem să mai așteptăm. Eu aici am avut grijă să îi plantez floarea soarelui, da, floarea soarelui, dar nu știu, o să mai așteptăm să mai vedem. Așa, cu care am mai făcut? Cu nenea asta am făcut, ăștia sunt foarte, foarte greu de cu nenea asta, i-am mai făcut eu aici niște munci. Punene asta, deci am lucrat ca un sclav. Pot să vă spun că am lucrat ca un sclav, vai de mama noastră. Bun, dar până una alta, o să vedeți tăieturi foarte ciudate în videoclip, pentru că mă ia tusea. Mă ia tusea și trebuie să mă opresc în mijlocul propoziției. Aici am luat rumegușul tot, au fost, cred că 111 tone sau ceva genul ăsta. Da, și acum e complet pe zero, da? Mai am aici 9 tone. Le-am dus în buncărul nostru principal. Mai am în ăsta 9 tone 800 și de rumeguș. Oprește-te rău frumos asta că mă enervează. Și putem să mai luăm de aici un pic de rumeguș. Țăp, 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 țăp. Bagă maxim acolo. Da, și aici o să vedem că șmecheria asta chiar își face treaba. Acum că am trecut înapoi pe 1-3-1, da? Uite, momentan nu are, nu mai are combustibil, deci în momentul în care o să ne ducem să-i dăm, o să vedem că o să înceapă să se miște treaba. Ceea ce mă bucură foarte tare, avem și noi, domne, în sfârșit, posibilitatea să... Na. Scoatem bani din buște niște pe care i-am adus. Bun, acum, deci am trecut la 1-3-1, avem o problemă cu terenul 5, trecând la 1-3-1, în sfârșit, ne merg și nouă fabricile astea și cred eu că... nu știu, poate că nu vede inițial. Trebuie să mai așteptăm un pic, presupun, nu? Ca să înceapă. Dacă ăsta întotdeauna e vreo 5 minuțele ca să înceapă, eventual putem să dăm timp un pic pe înainte. De genul 5 minuțele. Da, ia uite-l. Gata. Da, și în sfârșit merge treaba aici. Foarte, foarte șmecher. Ne place foarte mult treaba asta. Bun, deci am rezolvat și treaba asta, am rezolvat și treaba aia. Acum... avem o problemă. Trecerea la 142 a stricat chestii, da? Autorul acestei hărți, nenea la pe nume Stevie, a zis el că, domne, uite, eu o să fac un update la harta asta. Mi se pare că încerca el să mai aștepte după update-uri să vadă dacă scot ăștia 142, că momentan e 140 parcă. Dar am înțeles că până la sfârșitul săptămânii o să ne scoată o nouă versiune de hartă care să meargă pe 1.4. 1.4x, hai să zicem așa, 1.4x. Vreau să, din partea stângă, nu mi-arată, mama lui că nu mi-arată, dar știu sigur că pot să încarc. Așa. Trebuie să fim atenți să-l oprim aici când se umple prea mult.
Opa. Așa, leagă astea, te rog frumos. Așa, și asta înseamnă că, mă rog, a zis el acolo pe pagina lui de Facebook, că vedeți că nu puteți să actualizați harta. Trebuie să începeți de la zero, harta asta nouă, ca să se pună noile chestii pe care le-am făcut eu pentru 1.4, da? Pe care o să le fac eu pentru 1.4. Ceea ce pentru noi e cam nasul, că noi am ajuns destul de departe. Adică, cel puțin pe partea... Gata, cred că a furat de jos, ia să vedem, mai fură și ăsta. Am mai furat și ăsta, perfect. Ne ducem și aici, să vedem și ăsta când mai fură. Am mai furat și ăsta 2-3 lemne acolo, perfect. Așa, este nasol. Cel mai nasol din punctul meu de vedere este partea cu silvicultura, pentru că noi ne-am chinuit foarte, foarte mult cu lemnele alea de acolo. Am văzut că e... Ah, nu, nu! Le-am văzut cu... N-am vrut să le vând. Am uitat că aici am trecut fix peste... Voiam să ajung în partea cealaltă la rumeguș. Asta este. Nu, lăsăm asta aici momentan, așa. Lăsăm așa și cu tine, my friend, cred că ne întoarcem acasă. Cred că putem să lăsăm și... Nu fiți atenți, unde este ăsta? Ăsta este aici pentru că am cărat cu rumeguș o grămadă. My friend, fii atent. Alt 0. Du-te, te rog frumos, în curtea de lemne, da? Este du singur? Perfect, 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 perfect. Așa, bun, păi și până asta atunci putem să-l luăm. Așa. Să-l punem să se ducă acasă. Trebuie să avem un picuț de grijă. Acasă intrare, o ia să vedem, știe? Așa, de nou, l-am pierdut. Aha. Nu, trebuie să-l pun mai drept. Ok, hai să încercăm așa. Ță. Acum cred că știe. Acasă intrare oi, da? Ok, și trebuie să fim super, super atenți să nu se ciocnească cu gușterul ăsta. Da, deci ziceam că avem o problemă cu lemnele, că ne-am muncit foarte, foarte tare. Așa că nenasca ce o să facă. Săptămâna asta nu ne mai ocupăm de lemne, absolut deloc. Așteptăm să iasă ultima noua versiune de Pinecone Farm. Așa, și nenasca o să aibă grijă cumva, în momentul în care apare, să facă o trecere. Da, adică o să-mi notez exact ce utilaje avem în momentul în care facem trecerea, o să notez exact ce terenuri avem, o să notez exact câți bani avem, o să notez exact ce cantități de diferite chestii avem în buncăre, etc. Da? Deci o să-mi notez toate chestiile astea și ne trecem pe noua hartă și o să trec tot ce avem noi pe harta asta pe noua hartă, da? Ca să nu fie probleme. My friend, vrei tu să te miști un pic mai repede, te rog frumos? Vreau să las ăsta acolo, pentru că ăsta nu o să-l mai folosim. Zi. Frumusețea asta de Lamborghini. Prea aproape, prea aproape. A știut să se oprească un picuț? A știut să se oprească un picuț, bravo! Nu, tu continuți aici drumul. Știți cum face ăsta dacă pun... pe o combină să urmeze drumul ăsta, o ia în ultimul hal, ajunge până la urmă să facă încercuri. Nu știe. Nu e suficient de deștept. Frumusețea asta, cum vă spuneam, deci o lăsăm aici o să moară până trecem pe noua hartă. Asta este, n-am ce să-i fac. N-am ce să-i fac. Pentru că ce se întâmplă? După aia mi se pare un pic cheaty. Adică aș putea să continui să tai aici de lemne, dar gândiți-vă că după aia practic mai luăm și mai tăiem încă o dată fix aceeași chestie, da? Și una la mână și doi la mână, eu vreau să mai fac niște lucrări aici, în zona asta, și o să mă enerveze dacă trebuie să le fac din nou. Da, sper să mă înțelegeți și să nu vă supărați pe mine prea tare. Bun, hai să ne uităm aici, nenea asta, zici tu că a ajuns până la jumătate, ceea ce e bine, mă bucură foarte tare că își face el treaba acolo. Bun, una peste alta. Stau să mă gândesc. What the fuck? Ce face, frate? Unde se duce? Jesus, așa l-a luat pe toate? Wow! Vă dați seama dacă nu aveam... Mamă, chiar că abia aștept să văd noua inteligență artificială de pe 1.4 cu
cum își face treaba aici. Bun, păi atunci fiți atenți cum facem. Hai să intrăm în Valtra cel negru. Te lăsăm pe mătăluța aici. Așa. Și o să îmi doresc eu super, super tare să cumpărăm... Mă gândesc să ne luăm o zi. O semănătoare de porumb. Deci noi acum, în momentul de față, avem așa, avem o semănătoare de 6 metri, asta micuță aici cu galben, care știe semințe mici, da? Mai avem semănătoarea aia mare de 9 metri, care știe tot semințe mici, da? Ei, mă duc să o vând pe asta. Și ne luăm noi fain frumos o semănătoare care să știe semințe mari. Porumb foarea soarelui, etăcă, etăcă, da? Așa, my friend, tu aici n-ar trebui să ai absolut niciun fel de problemă, n-ar trebui să ai nevoie de vreo reparație, ceva. Ok, te vine pe mătăluță. Așa, și hai să ne cumpărăm. Cred că ne luăm noi ăsta. Da? Ăsta e cel mai mare care știe sămânță mare. Horșul ăsta. Bun, deci băgăm pe ăsta. 121. Și asta este. Ce să-i facă? Jesus Christ. Și trebuie să îl resetăm la noi în bază. Nu ăsta. Resetează, te rog. Hai, my friend, să mergem să ne luăm noi de acolo de jos. Așa, și să-l punem să-și facă treabă pe terenul 5 cu porumb, că na, n-am ce să-i fac. V-am spus, am încercat, am dat tot felul de chestii, am stricat harta asta de vreo 3-4 ori. Norocul meu că sunt disperat cu backup-urile și fac backup peste backup peste backup peste backup. De unde iau semințele de aici de sus? Luăm semințele și din păcate o să trebuiască să luăm și fertilizator. Deși dacă ne uităm pe terenul 5, o să vedem că e fertilizat, dar ăsta automat nu știe. Zi, lucrătorul automat nu știe să lucreze cu inventarul gol de fertilizator, da? Trebuie neapărat să-i dai. Ok, să vedem dacă se umple. O să se mai ducă o grămadă de bani și de aici. Bun, până se umple ăsta, nu știu dacă pot să facem treaba asta, dar de fapt știi ce? Nu. Hai să așteptăm să se facă lumină și după aia luăm ultimele 3 pepite ca să ne luăm și noi milionul de euro. Așa. Și după ce luăm, după ce ne luăm milionul, putem să cumpărăm și terenurile alea de acolo. Da? Deci avem unul cu cartofi, unul cu grâu normal standard, așa, și al treilea, și anume terenul 14, o să mai fac eu 2-3 misiuni pe el, ca să fim super buni prieteni cu nenea asta, după aia îl cumpărăm. Așa, pa, pa, pa. Băi, eu știu sigur că... Da, mă, uite, în grupul 1 am Valtra S-ul, KCH-ul și Phantom-ul. Sunt cap să uman în pana mea, n-ar trebui să mă chinui atâta. Aoleu, de ce ceva cu... cu discul ăsta, frate. Eu credeam că e de la Challenger, dar nu. Simte nevoia să ia cu... Nu, stai. Nu, hai că nu, mă enervez. Cum te rog frumos așa că nu, nici marginile nu mi le faci bine și mă enervez. Așa, punem Challenger-ul acolo să ne facă treaba. Așa. Și mă duc să cumpăr alt cultivator, că nu se poate, e păcătos rău de tot. Mă gândesc o săptămână să-mi iau pauză, dar chiar nu vreau. Eu știu că o să am poftă să pauză de la, din cauza răcelii, de asta mă refer. Știu că o să am poftă să joc toate jocurile astea și mi-e ciudă că nu vă iau și pe voi cu mine. După aia, după o săptămână, știți, și gata, am terminat tot, avem miliarde și miliarde și miliarde, nu mai avem nevoie de nimic. Da, na. Răceala mamei. Și acum știți că, de obicei, în stadiul ăla incipient, momentan, doar cu gâtul să se ceartă un picuț. Așa, bravo. Și mă duc, frate, să-mi iau lemchenul. Ăla albastru care îmi place mie foarte, foarte mult. Mamă, deci plugul ăla mi se pare genial, mă jur. E atât de ușor și își face treaba atât de bine. Nu ai niciun stres cu el. Ok. Încă un pic, încă un pic. Gata. Strânge-l pe fraier. Nu știu de ce am dat așa în spate, dar mă rog.
Bun. Imediat să ajungem la... acasă intrare, ui, da? Cum ajungem aici la și dăm drumul, după aia ne punem pe Challenger. Nu prea mă știți, am, de fapt cred că am mai discutat treaba asta. Că nu mă cântă foarte tare Challenger-ul. Dar am avut un comentariu care m-a... n-aș putea spune că m-a trezit la realitate în adevărat de sens al cuvântului, dar care mi-a dat o altă perspectivă, hai să zicem așa. Că zici, mai ziceam într-un episod la un moment dat să vând Challenger-ul ăsta, că mă supără rău de tot faptul că e articulat. Hai mai. Dar cineva mi-a zis, bă, Sky, hai mă, nu, te rog eu frumos, că le-am văzut pe toate alelalte, tot, mereu, mereu, aceleași și aceleași. Te rugăm noi frumos. Și, da mă, are dreptate, mă, că n-are dreptate, are dreptate. Ce pot să mai zic, nu mai zic nimic. Ești ok, porum, totul, socoteli, așa, fertilizator n-ar trebui să ia, pentru că e deja fertilizat la 100%. Mărlanu. Îmi ia, mă, fertilizator. Fucking Christ. Cu ce, mă? Anyway. Se opri motorul deja? Bun, hai mai friend, să trecem să te vindem și să vedem dacă suntem în stare să ajungem înapoi până și până în cealaltă cu porumbul de la jumătate încolo. Mamă, abia aștept. Abia aștept. Lemkenul. Trebuie să ne uităm și la viteza plugului, plugului cultivatorului. S-ar putea... ia, pot să mă bag pe aici ușurel, așa, un pic, un pic. Așa, țup, 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 dă-i drumul. Așa, hai să îl reparăm pe gușter. 87, hai să vedem cu cât l-am. 61 de mii aproximativ. Z. 61 și un pic. E ok, e în regulă. Bun, și hai să cumpărăm lemkenul. Ăsta e. Tata lor, fraților. Deci, ăsta 17 la oră, ăsta 17 la oră, ăsta 17 la oră, da? 12 metri, 14 metri, dar asta e super, super scump și nu mă încântă foarte tare în momentul de față. O să-l resetez, da, imediat să ajungem acolo. Hai să te resetăm repede. Până nu ajunge gușterul. Pardon, pardon, am apăsat-te din greșeală, n-am vrut. Ia uite-l, mă, calar, tata. Băi, că poate să-mi placă ăsta. Știți ce mă irită foarte tare? Există un mod pe ModHub, deci pe site-ul oficial, pe interfața standard, nu știu cum să-i zic, cu alte cultivatoare lemken. Nu atât de mari. Deci nu la 12 metri, e un picuț mai micuțe și toate astea. Dar am testat, e un sistem modular destul de interesant. Nu știe să lucreze bine cu lucrătorul automat. Mă, e atât de absurdă chestia asta din punctul meu de vedere. Că nu știe să lucreze ca lumea. Deci pur și simplu lucrătorul automat nu știe să, să lase jos toate componentele plugului. Pentru că e un sistem de ăsta foarte ciudățel, poți să pui pe el și plug, poți să pui pe el și cultivator, poți să pui pe el diferite chestii, da? Și are niște brațe, nu, nu știu, nici nu știu să vă povestesc, deci atât de ciudat e că nici nu știu să vă povestesc exact cum... Bun, my friend, te descurci? Bagă mare, hai, 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 că vine ăla din spate cu porumbul. Mișcă, mișcă! Doamne, că poate să-mi placă cultivatorul ăsta. Ia să vedem, știe. O să se oprească. Da, bineînțeles că se oprește. Mai dă drumul o dată. Bravo. I love you long time. Așa, și la fel 17 km la oră. Ar trebui să meargă fără niciun fel de problemă. Bun, hai să ne uităm un pic la Challengers. Sunt curios în capătul rândului. Cum face el aici dacă știe să-și facă treaba? O ia tot așa în larg. Mai de capul meu. Mă gândesc că dacă nu erau, dacă erau cu pacii ăștia mai aproape, s-ar fi oprit mai din timp. Dar fiind cu pacii ăștia destul de departe, își ia cât spațiu are el nevoie. Nu ne deranjează foarte tare, dar e un pic supărător.
Așa, domnule, să știm și noi o treabă, în puii mei. Ia mă-ți mai, e tot așa forever. Mamă, parcă văd că face aceeași buclă uriașă. Așa, așa, curăță până acolo. Du-te, bă, că ești nesimțit, în puii mei. Da, mă, face chestia asta pentru că are prea mult spațiu și el își ia cât spațiu are nevoie, tată, nu... Da, și e la fel de mare bucla ca și la ăla dinainte. Numai că acum acoperim mai mult spațiu cu ăsta. 2 metri mai mult. Oh, wow, 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 wow. Sunt foarte curios dacă ultima dungă e în stare, dacă știe de ea. Ok, domnule, și acum ne-am făcut și noi treaba. Bun! A, să zicem că am terminat aici cu treaba asta. Nenea asta. Îți creștem un pic, nu, mai are un pic până îi crește. Bun, păi atunci, fraților, fiți atenți. Noi, magnifici care suntem, avem o grămadă de bani în momentul de față, da? Eu propun în felul următor. Propun să scoatem pârlea la, să rupem fâșul, cum vreți să-i zice, și să luăm vaci. Să luăm vaci până ne iese pe nas. Vreau să avem o populație până terminăm și până trecem pe harta, nu? Vreau să avem o populație nesimțită de vaci. Ca să avem producție de lapte mare. Vreau să uit de mine. Întrebare întrebătoare. Fii atent. O să fie ciudat un pic cu treaba. Dar asta este, n-am ce să-i fac. Așa. Punește asta aici, te rog frumos. Punește dublu sens. Și hai să vedem dacă suntem în stare să ne facem noi un curs. Așa. Până la Mary's Farm, care nu se mai cheamă Mary's Farm, bineînțeles, dar nu contează. Ah, fuck, și aici ar fi fost bine să mă fi cuplat cu asta de aici, că eu mai am o serie. Așa. Aici o să fie o problemă destul de mare cu gușterii ăștia, să sperăm că nu prea mare. Așa, perfect. Era bine dacă mă puneam cu un zip pe cruise control pe o viteză din asta constantă mică. Dar dacă nu mă duce. Pe la, nu știu, 35 la oră, 30 la oră poate, ar fi fost ok. Așa, 30 la oră e perfect. Gata. Așa, domnule. Și facem traseul până aici. Perfect. Gata. Bun, dăm cu spatele. Ei, nu vreau, mă, fii atent că nu vreau. Ok, hai cu shift-ul, ușurel. Așa. Nu mai știu câte văcuți am luat. Câte intră? 13 vaci odată, ei? Nu porci. Vaci. 9 vaci odată, ok, 45.000. Da. Bun, hai să ne uităm aici. Ei, dar de ce nu mi le mai arată? S-a șters, mă? What the fuck? Ok. Nu, deci serios s-a șters. Cred că trebuia să fi dat un refresh acolo și n-am fost pe fază să fi dat un refresh. Ok, hai să facem așa atunci. Hai să luăm în sens invers. Cu 30 la oră, ușurel. Bun, linie dreaptă. Stăteam să mă gândesc dacă ar fi cazul... Deci, să vă explic.
Am luat rumegușul de acolo, de la curtea cu, cu fabrici de lemn, da? Cu fabrici pentru produse din lemn. Românești, încearcă să vorbește. Și le luam cu două remorchițe. Le luam cu două remorchițe pentru că am uitat pur și simplu că avem o remorcă mare de vreo 50 de tone. Și mă chinuiam ca prostul cu două remorchițe de 21 de tone, da? Cu două tractoare, cu Lamborghini și cu Phantom. Și se... Au tendința, fiind o singură linie, se pupă. Se pupă și trebuie să fim permanent atent dacă sunt pe aceeași linie. Să-l oprești pe unul și să-l lași pe celălalt să treacă. Bun, aici noi ar trebui să ajungem așa, la linia asta noastră. Cum facem noi legătura, e întrebarea. Uite, ar fi perfect să facem legătura cumva așa. Ok, oprește-te aici, te rog frumos. De recalculat nu prea ai ce să recalculezi. Știi ce? Las că îl facem noi după aia. Da, și aduceam până aici. Făceam treaba. Ok, hai că ne mai jucăm un picuț după aia. Cu toată treaba asta, da, dezactivează asta, te rog. Așa. Bun, descarcă. Ia să vedem cum stăm, am ajuns un pic pe portocaliu, nu e bine. Dar nu ne deranjează foarte tare, 2 secunde pe jos să mă duc la ăsta. Să vedem, cum stai tu aici, cum merge treaba. Nu merge bine, treaba că ai lăsat un smoc, firar al naibii, la sfârșit de tot. Te-o fi ucis, mă, să le iei și smocul ăla. Să trăiți. Ce face domnul, cum merge treaba? Bine. Facem și noi porumb aici, finally. Ok, ne mai încercăm noroc o dată. Mi-a luat ceva mult. Până să fac sistemul ăsta de pânză de pe engine. Refresh. Bun, perfect. Și du-te la descarcă, vaci acasă. Zim, te rog frumos că știi. Te rog eu frumos, zim că știi. Hai să vedem. Îl urmărim cu interes. Dă-te așa de zoom out. Așa. Vreau să-l văd. Deci m-am chinuit. E foarte, foarte aiurea acasă. Acolo m-am chinuit foarte, foarte mult. Am încercat să fac niște linii cu GPS-ul. Nu, e complicată treaba. Ar fi foarte șmecher. Mi-a plăcea foarte tare să pot să-i zic în felul următor. Cum avem acum... avem o linie albă și o linie albastră, da? Între două puncte să facem o legătură. Mi-ar plăcea cumva să pot să-i zic... Ok. Mi-ar plăcea cumva să pot să-i zic să-mi facă el, să știe el singur să-mi facă cumva o linie curbată între cele două puncte. Adică să am... Ia să vedem. Știe, mă? Așa... E foarte complicat aici. Da, nu știu. Deci să am două puncte și să știe el singur să-mi fac o linie curbată între alea două puncte bazându-se pe... Nu știu cum să vă zic, pe punctul de incidență. Că uite, spre exemplu, aici e prea ascuțit. E prea unghiu dintre cele două. Și se chinuie săracul. Și eu, ca capsomanul care sunt, nu prea știu să le fac așa frumoase. Ok, descarcă, face acasă, o să se ducă, o să facă întregul loop. Perfect, o să treacă pe aici, perfect. Așa. Bun, și aici să sperăm că știe să se oprească. Perfect. Merge rău? Nu, bineînțeles că nu merge rău. Aici, un pic mai în spate merge rău, da? Ok, 52 de văcuțe, confirmă. Nasul rău de tot. Deci să înțeleg că ăla de acolo, cu descarcă voce acasă, ar trebui mutat mai încoace. Bă, sincer, nu știu cum. Pentru că nu știu dacă pot să șterg un punct din drăsta. Asta e boba.
Fii atent cum facem, fii atent cum facem. Ne ducem așa în spate. Ok, și zicem aceeași chestie. Descarcă voce acasă. Ok, și du-te, te rog frumos. Așa, și el o să se oprească, sper eu, fix în punctul ăla, da? Aproximativ ar putea să se ducă un pic mai în față ca să vină verticală pe... Așa, perfect, bun. Descarcă voce acasă. Hai să te ștergem pe aici. Așa, hai să spunem un punct nou. Așa, bun. Acum, ăsta o să-l denumim... Descarcă... Ei? Nu! Vaci acasă. Noul punct, perfect. Hai să scot asta de aici. Așa, 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 așa. Perfect, perfect, perfect. Ei, haide măi, așa. Perfect, gata mă. Gata mă. Bun, și acum o să se oprească acolo de fiecare dată, da? Bun, și hai să vedem. Dude. Nu. Mai zic, mă. Cumpăr animale, da? Hai să vedem. Știe gușterul. Hai să vedem și ruta asta de întors. Da, aici unde sunt unghiuri dintre astea prea nesimțite, încetinește foarte, foarte mult. Bine, e bine că încetinește foarte mult, nu zic nu. Dar na. Ok, slavă cele, până acum mai bine. Ok, și porțiunea asta deja am văzut-o în sens invers, hai să vedem dacă îl ciocnește vreo mașină, ce se întâmplă. Ar fi super, super șmecher. Există cumva un pod sau o pasarelă care să evite traficul pe aici. Ar fi foarte, foarte fain. Da. Frumos, nu? Știu și mie îmi place. Ador. Ador. Bun, dragilor, hai să vedem acum. Măi, deci avem 61 de vaci. 61 de vaci, le dăm de mâncărică. Nu stau acum să le dau chiar de toate. Asta o să facem noi în episodul viitor, dar vreau acum, de sfârșit de episod, să luăm ultimele 3 pepite ca să stai liniștit. În cape, mă. Vai de mine, vai de mine, vai de mine, vai de mine. Mi se face rău cum văd că 21 de tone abia ajungă la 61 de vaci. Bun, oprește-te, oprește-te, las. Bă, productivitate 100%, aia e tot ce contează. Păi mei, pana mea. Uite că avem aici și la oițe. Ar trebui, în momentul în care o să avem calmea porumb, atunci ne băgăm ne băgăm pe porci. Până atunci nu am gânduri de genul. Bun, hai să vedem, domnule, unde este pepita asta de aici. Deci mai avem 3 pepite, da? Da, eram sigur. Și mă gândeam să vă aduc pentru că se pare că o să fie ceață și o să se îngroașe glumea din ce în ce mai mult și nu o să mai vedem nimic, așa că rămân repede pe pitele. Așa, next one. Luăm repede pe pitele cât se mai vede, că după aia nu o să mai fie atât de ușor. Bun. Unde-i, mă? Aici? Nu, nu e aici. Acoperiș? Nu. Ia uite-o. 99. Așa, și ultima. Ei, 100! Yeah! 1.610.000! 1.610.000! Bun, dragilor, deci hai să facem o mică recapitulare ce s-a întâmplat în episodul de astăzi, care i-a luat mult. I-a luat mult episodul ăstuia să apară. Una la mână, ne-am întors la Farming Simulator 1.3.1 până o să facă Nena Stevie update la hartă pentru versiunea 1.4. Doi la mână, merg din nou fabricile astea de lemne cu ce produse fac ele, așa, dar noi nu o să mai tăiem absolut niciun lemn, eventual, vreau să mă gândesc, nu știu, momentan nu vreau să mă bag în câmpul ăla de acolo, ia stai să ne uităm aici,
Așa, am putea să continuăm să tăiem, dar să nu prelucrez absolut deloc pământul, pentru că eu aici vreau să vin cu un plug. A, tu m-am realizat că ăsta e bătut în cuie, este? Fuck. Nu. Nu o să pot să vin cu un plug, calmea. Vreau să vin cu un plug și să pun lucrător automat să-mi planteze copăcei. Să fac toată zona asta. O iau cu plugul. Mă rog, nu știu, mai discutăm. Așa. Terenul 5 are problemă. Probabil datorită faptului că l-am trecut eu între versiunea 1.4 și 1.3, dar frumusețea asta de ce era acolo nu pot să o iau. Deci asta v-am spus eu că am testat, am reluat la backup-uri până mi s-a făcut rău și nimic, nimic, nimic. Am luat 1 milion de euro de pe pepite și de asemenea am luat o grămadă de văcuțe, avem în momentul de față 61 de văcuțe. Bun, dragii mei, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă ați rămas cu noi până acum, un mic like, un coment, un share. A, pepitele, după ce ne mutăm pe versiunea nouă, o să fie din nou acolo. Nu ne mai atingem de ele, ne-am luat deja 1 milion de pepite, ca să știți. Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare!